Ortodoxii au sărbătorit duminică 19 iunie și continuă luni 20 iunie să prăznuiască cincizecimea sau pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, sărbătoare creștină care mai este cunoscută în popor ca Rusalii sau Duminica Mare. Aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim lângă poarta oilor era o scădătoare care se numea pe vrește Viteza, având 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală. Era prin pogorârea Sfântului Duh în chipul limbilor de foc, știm că Sfinții Apostoli au vorbit în limbi, iar Sfântul Apostol Petru a fost cel care a predicat, așa cum ne arată Cartea Faptele Sfinților Apostoli, prima predică creștină, iar predica aceasta nu pare să fie a unui pescar din Galileea și nici a unui om cuprins de frică, pentru că știm că ei, după ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, s-au ascuns aici în foișorul cel de sus, au închis ușile, de asta Mântuitorul intră după învierea prin ușile încuiate. Întrucât Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după Duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi, sărbătoarea Rusaliilor având astfel două zile. Dacă astăzi prăznuim pogorârea Duhului Sfânt, nici ziua de mâine în care prăznuim Sfânta Treime nu este mai neînsemnată. Dar deoarece este greu ca să cuprindem cu mintea noastră înțelesul Sfintei Treimi, totuși ea s-a făcut arătată în lume, deoarece Tatăl este Cel care a creat lumea aceasta, Tatăl este Cel care l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să răscumpere și să mântuiască lumea aceasta, iar Fiul, înălțându-se după învierea din morți la cer, trimite astăzi pe Preasfântul Duh. Și iată astfel treimea, cea de o ființă și nedespărțită, ni se face arătată nouă, de asta imediat după cu pogorârea Sfântului Duh, a doua zi este sărbătoarea Sfintei Treimi. Reghine Nicu mic cu mare, mulți îmbrăcați în straie populare, au mers cu evlavie la biserică să participe la slujba de Rusalii, să se roage și să ia apă sfințită.